Să mergem la banchet, comandant! Princesa Noroi! Ionescu, Mara, Ștefania! Mulțumesc! Turcioare! Aha! Nu-i nimic! Bravo, Mara! Mergem la covor pentru că astăzi eu am banchet. Și mie o să-mi facă bucle. Și mie codițe. Super! Deci să mergem. Mami, tu nu vrei nimic? Ca de obicei la Marius, la Vuc. Mami, tu nu vrei nimic? Mami nu vrea nimic. Haideți, fetelor. Hai, intrați. Hai, Mara, rândul tău. Yee! Procesul de transformare în prințesă. Am plecat la librărie să cumpăr niște elastice mici, 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 mici pentru bătițele marei. Se pare că... Cum e, Mara? Bine. Minune. Ei, am plecat cu Brie, la librărie nu am găsit. Acum mergem la magazinul chinezesc. Aici s-ar putea să găsim. Sperăm să găsim, nu, Brie? Și prințesa Mara! Tu ai vrut prima, știu, dar mai așteptăm! Și rândul Teodorei la bucle! Wow, ce prințesă! Cum e? Acum eu! Acum eu! Și am ajuns acasă și am aflat de anumite modificări. Să vedem ce a făcut tata în lipsa noastră. Wow! A demolat tot. A să bage frigiderul acolo. Cape. Și o să facem un loc mai mic pentru chiuvetă. Ce părere ai, Mara? Buclele fetelor deja... Măcar asta să stea. Aici au venit și lustrele. E deschisă? Nu e deschisă. Pe mătră, ești o mică vrăjitoare. Aici tati a salvat cărămizile. Ce faci, tati, aici? Mi-au venit luminile. Wow, dar câte ți-ai luat, tati? Cu senzor, fără senzor și mai am aici ceva. O țeavă. Wow, iluminat stradal. Da, un cort de iluminat stradal. Imens. Ce spui, Bri? O să avem lumină. Deci, au venit luminile de la Alessandro Design. Foarte tare, mă bucur. Hai de Bri. Am gătit ieri ciorbiță bună, miam-miam. Hai că vin acum. Duc să o încălzesc. Cum ești, mami? Suntem gata de petrecere. Salut, cum arăt? Wow, arăt super. Să mai faci o piruietă. Uite-te-mă pe mine. Bravo, Teo. Prințesa Valului! Dar Briana unde e? Nu știu unde e, trebuie să o căutăm. Hai să vedem, iată, bine? Încălțată cu pantofii Teodorei și cu borseta aia. I-a zis de 1000 de ori să o arunce. I-a aruncat-o pe arunca în poate. Ia uite! La poze, nu, mami? Poze! Să mergem! La banchet, cum arat! Super pretty! Vremea ține cu banchet! În sfârșit am ajuns, am întârziat, a fost un trafic infernal. Hai la tata, brioșă. Încârcă, brea. Hai, încârcă, hai. Hai de Bri, încârcă. Prințesa Noroi. S-a trezit și Teo. Noroi. Tu ce vrei? Sător. Hai, măruța. Dar ce mi-aduc eu aminte despre voi este că erați foarte iubăreți. De asemenea, ce mai amintesc că unii dintre voi încă nu se acomodaseră la școală și mai plângeau dimineața, vă aduceți aminte? A, și câte lacrimi n-am șters, da? Cine e clasa a patra? Cu mască, așa,
Și n-am început-o bine, cam și terminat cu vizita la școală, da? Adică cu mersul la școală. Cam început iar online. E, și iată că am făcut așa o scurtă poveste a clasei. Am și râs, am mai și plâns. Că nu ne reușea ceva, nu? Povestea noastră, copii, se încheie aici. Și ca orice poveste, cum se încheie povestea? Copii ne-am fericit. Și au trăit fericiți? Până la veci. Ionescu Mara Ștefania. Cum e Mara? Chiar la revedere de la doamna învățătoare. Mulțumesc! Ii, poftă bună! Poftă bună! Mi-am mai văzut niciodată cu mine. Ce-ai pățit, prințesico? Mă dor picioarele! Aha! Am stat deja prea mult! De mami, o dor picioarele! Doare sau dor pe tocuri! Iubita mea, e cea mai prințesă, prințesică, prințesoasă de aici. Rămâi prințesă. Bravo, Mara. Ce-ai pățit, Teo? Am rugărit de copac, am rugărit curtor. Copacul se cade. Cireșii n-au căzut și m-am murdărit. N-au căzut cireșe? Nu, dar sunt multe. Ia auzi. Petrecerea de sfârșit de an și de ciclu primar a Marii. Și s-a terminat și banchetul, am mâncat tortul, aperitivele. Ne vă pupăm și vă spunem pa, pa! Pa, pa! Just children acting like a dog.